Surpriză în această seară, domnul Cristian Terheș, candidatul Partidului Național Conservator Român la președinția României, ne spune în exclusivitate, ne dă explicațiile despre trădarea lui George Simion și iată, distrugerea până la urmă a Mișcării Suveraniste Unite. Pentru că dacă acum un an, doi, trei, în pandemie, domnul Terheș, când vă luptați pe baricade și susțineați drepturile și libertățile cetățenești ale românilor, se vorbea despre unirea forțelor suveraniste, iată că acum adevărul iese la iveală, precum uleiul deasupra apei, și aflăm de o trădare incredibilă a lui George Simion și a Partidului Aur, cei care fac o alianță pe sub mână cu PSD, dar și cu forțele de securitate, cu Securistanul, statul paralel, cum să zicem, reprezentat de Coldea și ai lui și așa mai departe. În condițiile astea, domnule Cristian Terheș, ce șanse mai au suveraniștii să câștige puterea și să ajungă la guvernare? Toate șansele depind de români. Și aș reveni un pic la tema aceasta. A fost astăzi un sondaj publicat de Inscop, de Ștefuleac, care spunea că dacă ai combina AUR plus SOS plus PNCR, îți dă peste 30%. Și așa e. În fapt, acest electorat suveranist, național, conservator, creștin-democrat, hai să spun că este un cumul de opțiuni politice acolo, adunat, dă cel puțin 30%. Acum gândiți-vă că o astfel de alianță, pentru care am pledat atât eu cât și ceilalți colegi de la Partidul Republican, de la ARN, de la alte partide care în ultimii ani au fost alături de AUR, ar fi putut avea astăzi un candidat la prezidențiale, chiar în persoana lui George Simion, nu asta e problema. Dar această alianță putea să fie cea care câștigă alegerile parlamentare. Și alianța aceasta putea să dea următorul premier. Și dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în momentul de față, sabotarea oricărei încercări de coagulare a unei astfel de alianțe ne-a dus în situația aceasta unde, mă rog, candidăm separat și aflăm astăzi custul. Eu vă spun sincer, custul, eu am fost șocat când am auzit declarațiile lui Gigi Becali. Am mai auzit așa în mediul politic, se tot vorbea despre această înțelegere ocultă între liderii AUR și PSD, dar am avut o oarecare reținere să cred. Adică, mă rog, tot spuneam, bă, nu se poate așa. Nu, ați candidat pentru AUR și după aceea v-ați retras, evident, fără a da multe explicații, fără a jigni pe nimeni. V-ați retras și iată, ați înființat PNCR, când toată lumea se aștepta să mergeți mai departe. Așa se explică, domnule Terheș. Aveați aceste informații de pe atunci? Deci, faptul că a existat o înțelegere între AUR sau nu între AUR, între liderii AUR și PSD, nu am avut la momentul respectiv. Însă, eu am discutat de mult timp cu George Simion despre crearea unei alianțe național, conservator, suveraniste, creștin-democrate în România, care să coaguleze toate aceste partide și partidulețe în jurul AUR, evident, care era cel mai mare, pentru a ajuta inclusiv Partidul AUR să treacă de 20%. Pentru că dacă stai și te uiți la segmentarea electoratului din România, îți dai seama că există cel puțin 30% astăzi care vor o alianță de partide suveraniste să apere interesul național. Ei, în decembrie 2023 am semnat mai multe partide un protocol la Parlament unde discutam despre acest lucru. Chiar se dorea la momentul respectiv crearea unei alianțe politice înregistrată la tribunal. Nu s-a mai reușit lucrul acesta. Pentru alegerile europarlamentare și locale, în momentul în care s-a pus în discuție crearea unei alianțe electorale la locale, în timp ce și în cazul nostru al PNCR-ului, partidul acesta a fost înființat în 2023, printre cofondatori fiind un stră nepot al lui Simion Bărnuțiu, eu l-am preluat în decembrie 2023, am intrat în acest partid și am fost ales președinte. În 2024, la alegerile locale, discuția pe care o avusesem atunci era să facem o alianță. Toate aceste partide, AUR, Partidul Republican, PNCR, ARN, eram vreo 10-11 partide.
Și în timp ce noi trimiteam oameni să discute cu cei de la AUR despre liste, despre cutare, lor li se spunea: domnule, dacă nu vă înscrieți în AUR, nu o să puteți candida. Și vă dați seama ce tensiune s-a creat la nivel local, astfel încât oamenii au venit și au spus: domnule, ăștia sunt neserioși, nu putem discuta cu ei, noi vrem să candidăm separat, dacă nu plecăm la alt partid. În plus de asta, eu am avut colegi care au venit cu mine din PNCCD, care mi-au spus clar că ei nu vor nicio alianță cu nimeni, vor să candideze separat, candidau în câteva localități, niște comune, unde era greu să scoată și pe ei. Dacă făceai alianță, urca pragul de la 5 la 7% și era și mai greu de intrat în Consiliul Local. În contextul acesta, eu cel puțin, cu Partidul Național Conservator Român, am înregistrat sigla de partid și am putut candida la alegerile locale pe cont propriu. Astfel că avem astăzi vreo 14 consilieri locali pe cuprinsul țării. La europarlamentare, când am văzut poziția AUR și că una ne spune nouă și alta se întâmplă pe teren, eu i-am scris efectiv lui George Simion și i-a spus: ceea ce noi discutăm se pare că nu se realizează pe teren. În momentul acesta, zic, noi suntem dezlegați de orice, exact așa am și scris, nu spus, scris. Vorbesc de luna martie. Suntem dezlegați de orice înțelegere scrisă sau verbală am avut și eu vreau să știu dacă mai ești interesat de alianță la europarlamentare, pentru că eu n-am nicio problemă, eu mă pregătesc să mă duc separat, pe cont propriu. Și noaptea aia, înainte de discuția pe care am avut-o, am vorbit cu toți colegii din partid și noi eram la momentul respectiv pregătiți să candidăm pe siglă proprie la europarlamentare, cum am și candidat la locale. El a revenit și a spus că vrea să facă alianță. În contextul acela am definit termenii alianței și asta s-a întâmplat. După ce s-au terminat alegerile europarlamentare, alianța electorală compusă din trei partide, Partidul AUR, Partidul Național Conservator Român, pe care îl reprezint, și Partidul Republican, alianța respectivă, subtitulatura Alianța AUR, s-a dizolvat de drept după publicarea rezultatelor în Monitor Oficial. Alianța la locale n-a fost, că n-a fost în contextul în care vi l-am spus. Pe cale de consecință, era complicat să mai discuți despre o alianță la parlamentare. Nu că ne-am fi opus la o astfel de alianță, doar că n-am mai apucat să discutăm despre lucrul acesta. George Simion și-a anunțat candidatura la prezidențiale la o săptămână după alegerile europarlamentare, fără să se consulte cu nimeni, fără să agreez cu o temă, cu un subiect, un plan, un ceva comun, pe care de consecință semnalul pe care l-a transmis a fost clar că nu are nevoie de nicio altă persoană lângă el care să-l susțină. În contextul acesta, opțiunea pe care am adoptat-o a fost să ne pregătim pentru alegeri. Ne-am făcut propriile cercetări sociologice, să vedem unde stăm, cum stăm, dacă avem șanse, dacă nu avem șanse. Și în momentul de față candidăm la alegerile parlamentare, avem candidați în absolut toate circunscripțiile electorale din România și din diaspora, iar eu candidez la alegerile prezidențiale în numele Partidului Național Conservator Român. În acest partid însă și alături de acest partid, în ultima perioadă, s-au alăturat alte partide care înainte au fost în jurul AUR, cum v-am spus, în încercarea de a crea o astfel de forță național-suveranistă care să coaguleze toate aceste partide mai mici sau mai mari și persoane de bine care cred în idealurile naționale, deci, avem alături de noi. Aveți ARN? Ce mai aveți? ARN, Partidul Republican, deci Alianța Renașterea Națională, a fost partidul care a contribuit la, sau cei care au format, fondat acest partid, a fost cei care au contribuit la referendumul pentru familie din 2018. Îi avem alături de noi pe cei de la Partidul Republican, Partidul FIN, Forța Identității Naționale. Avem alături de noi și persoane care au fost înainte în alte partide, care au decis să nu candideze, astfel că din lipsă de opțiune, să spun, politică, au decis să vină alături de noi. Am fost deschiși oricăror persoane de bine și români de bine, chiar indiferent de etnie. Să știți că avem pe listele noastre și romi, avem tătari, avem maghiari, culmea, din toate păturile sociale, femei și bărbați. Am insistat când s-au făcut listele tuturor liderilor de județ să pună pe poziție eligibile femei, pentru că vreau să intre în Parlamentul României cât mai multe femei, pentru că cred că în felul acesta Parlamentul ar fi mult mai profesionalizat și mai responsabil, să spun, în contextul acesta. Chiar râdeam cu niște colegi că la mine a venit la un moment dat o listă de candidați pe un județ, 5 femei. Și la un moment dat am sunat și am spus: domnule, vezi că vă respinge lista, zic că trebuie și un bărbat. Și cel care era lider pe județ zice: dar nu găsesc bărbat. N-au, zic, așa ceva, zic, nu s-a mai întâmplat.
Păi da. Probabil nu au avut loc alte partide femeile și au primit doar bărbații la alte partide. V-am zis, am rămas deschis, eu tot timpul am promovat Am văzut-o femeile. Și pe doamna Dăncilă, da. Ce funcție doamna Dăncilă este, doamna Dăncilă este în momentul de față candidat la Camera Deputaților, prima la Camera Deputaților pe București. Eu candidez și la Senat pe București. Sunt primul care deschid lista Partidului Național Conservator Român pe București la Senat, dânsa la Camera Deputaților. Și să știți că expertiza pe care o aduce dânsa și experiența profesională, politică pe care o are, este fantastică. Pentru că, totuși, că a fost premier, sunt în momentul de față singurul candidat la prezidențiale care are alături de el un fost premier și nu, mă rog, n-are o problemă să iasă cu el public, să spun. Că mai este și Marcel Ciolacu, care are vreo doi încă rămași în PSD. Trei, da? Văd că nu se afișează cu ei. Pentru mine e o onoare să o am alături și pe doamna Viorica Dăncilă și pe alte doamne și domnișoare care au excelat, să spun, în diverse profesii. Avem directori care sunt implicați în bănci, avem fermieri, fermiere chiar. Pe Ialomița, de exemplu, la Senat avem o doamnă fermier din Ialomița, fantastică doamna respectivă. Vorbeam despre tractoare, despre batoze, despre combine. Efectiv, din toate domeniile sociale, o să vedeți că în perioada următoare o să ne facem cunoscută lista de candidați. Și cred că avem de departe cea mai profesionistă și responsabilă și nu în ultimul rând de bună credință listă. Avem și persoane care au fost înainte în AUR și au fost cumva dezamăgite de ceea ce s-a întâmplat acolo. Cum am spus și într-un clip pe care recent l-am postat public, o persoană poate dezamăgi, poate chiar trăda anumite cauze, cum s-a întâmplat și în cazul de față cu această înțelegere ocultă între George Simion, din păcate, și Marcel Ciolacu. Dar asta nu înseamnă că idealurile pentru care am luptat nu ar fi importante și important ca această luptă pentru idealuri și valori să continue. Spuneați că vi se alătură din ce în ce mai multe partide suveraniste. Vreau să vă întreb dacă aveți discuții și cu SOS, cu Partidul Doamnei Șoșoacă. Personal nu am cu dânsa. Dar v-ați dori? N-am discutat cu dânsa, acum, mă rog, noi avem anumite poziții, să spun, care sunt diametral opuse pe o serie de teme, dar în același timp, în momentul în care a fost scoasă din cursa pentru prezidențiale, am condamnat gestul respectiv și atitudinea respectivă, pentru că în mod clar a încălcat Constituția României și drepturile și libertățile fundamentale ale Dianei. Repet, nu agreez cu multe poziții pe care le are, dar asta nu înseamnă că pot agrea cu scoaterea ei abuzivă din cursa pentru prezidențiale. În fond și la urma urmei, exact cum spusese Ion Rațiu, dacă țineți minte, în 1990, chintesența, așa și spunea, unei democrații este să mă lupt, să-mi dau sângele pentru ca tu să ai dreptul de a avea chiar o opinie diferită de a mea. Și cred în aceste valori conservatoare. Repet, nu agrez cu anumite poziții ale Dianei Șoșoacă, n-am o problemă să am o dezbatere cu dânsa pe temele respective, dar în același timp nu pot să stau tăcut văzând abuzul la care a fost supusă de către Curtea Constituțională și iată că aflăm acum că de fapt a fost o înțelegere mult mai amplă între că doar Gigi Becali a zis aseară la Realitatea TV că și cu Kelemen Hunor s-a vorbit. Păi UDMR-ul detestă AUR-ul. Dacă vă uitați, UDMR-ul a spus că nu vor intra niciodată într-un guvern în care, sau din care face parte AUR. Fidesz-ul din Ungaria a spus că nu vor intra niciodată într-un grup politic european, în Parlamentul European, unde e prezent AUR. Și ne trezim acum că până și judecătorul UDMR din CCR a ajuns să facă, să fie raportorul în dosarul prin care sau în care Diana Șoșoacă a fost scoasă din cursa pentru prezidențiale. Adică eu stau totuși și mă întreb cam la ce nivel s-a lucrat în statul român sau în partidul acesta sau cine o fi lucrat, pe unde o fi lucrat, dacă ajungi să manipulezi până și Curtea Constituțională în halul ăsta și să-i pui în genunchi până și pe aia de la UDMR să susțină interesul AUR și al PSD-ului în fond și la urma urmei, după cum a spus Gigi Becali, că este o înțelegere ocultă pentru a-l ajuta pe George Simion să intre în turul 2 și astfel să fie ajutat Marcel Ciolacu să devină președintele României. Și aici este un aspect extrem de important. Că s-a făcut această înțelegere ocultă, ok, hai să zicem, că s-a făcut și, mă rog, asta e.
mai se întâmplă lucruri de genul acesta. Problema mea este alta. În momentul acesta, Partidul AUR este compromis ca partid care să apere aceste valori național-suveraniste. Și gândiți-vă în ce situație sunt în momentul de față milioane de români care cred totuși în aceste idealuri. Ce opțiuni de vot mai au aceștia? Și o să vedeți oameni care fie nu vor merge la vot, fie își vor anula votul, crezând că n-au nicio opțiune, ceea ce exact acțiunea, să spun, pe care o dorește mai ales PSD-ul. Nu este neavantajul PSD-ului să existe o forță național-suveranistă în România, pentru că în opinia PSD-ului, și asta o știu cei din mediul politic, există această prezumție, premisă, că cei care sunt suveraniști conservatori ar fi, de fapt, citez, un electorat ușor de convins de către PSD. Și încă o dată confirmă că decizia pe care am luat-o cu Partidul Național Conservator Român și cu ceilalți colegi care ni s-au alăturat de a candida separat, de fapt noi nu știam de acest troc, să spun, mizerabil, și de această trădare, dar ne dăm seama în contextul actual că a fost cea mai bună decizie. Și uitați-vă că în contextul acesta, cel puțin cei care vor să voteze cu un partid autentic, național-suveranist, conservator, au cu cine vota, în cazul de față Partidul Național Conservator Român, pe scurt PNCR. Da, domnule Terheș, vreau să vă întreb, vi s-au cerut și dumneavoastră banii cât ați fost în alianța cu Partidul AUR? Vi s-a cerut să donați sume de bani? Ați auzit discuții despre sume de bani? Poate prin valize, prin conturile liderilor? Cum am spus, noi am candidat, eu am candidat, că am fost singurul candidat al PNCR la europarlamentare, am candidat pe o alianță electorală. Legea prevede că în cazul unei alianțe, partidele componente ale alianței electorale pot, citez, pot să aibă propriul cont de campanie și mandatar financiar. Eu am optat pentru cont de campanie, nu am împrumutat Partidul AUR, nu am dat bani Partidului AUR, am pus din sumele pe care eu le-am avut personal și din sume cu care m-am împrumutat în acest cont de campanie, din care mi-am plătit propria campanie. Am achitat, să spun, cheltuieli de campanie care mi s-au alocat mie, să spun, și n-am avut nicio problemă cu lucrul acesta. AIEP-ul mi-a verificat toate cheltuielile și mi-a și restituit cheltuielile respective până la ultimul ban. N-am avut niciun cent care mi-a fost oprit de AIEP. Tot ceea ce am făcut a fost în conformitate cu legea. Nu era cazul în cazul meu de a împrumuta Partidul AUR sau de a da bani Partidului AUR, pentru că eu eram într-un alt partid politic și campania pe care mi-am făcut-o și cheltuielile de campanie mi le-am acoperit eu, tocmai ca să nu existe discuția că cineva mi-ar fi finanțat propria campanie electorală. Dar știți că există acum aceste discuții și a ieșit la iveală discuțiile despre donațiile care încep de la 60.000 de euro și se urcă până nu știm unde, la ordinul a câteva sute de mii. Și vreau să vă întreb dacă vi se pare o practică normală pentru un partid politic care oricum are bani de la bugetul de stat și care are bani și din cotizațiile membrilor. Aici este o practică, mă rog, mi-e greu să zic, să comentez pe toate detaliile, că nefiind înscris în AUR, nu știu toate detaliile, dar din ce văd și eu public și din ce am auzit și mi s-au plâns multe persoane care au fost în AUR, se pare că da, într-adevăr, li s-au cerut genul acesta de cotizații cumva forțate, adică dacă nu cotizezi, dacă nu donezi, nu te pun pe listă sau nu cu tare. Nu știu aici cât e de etică o astfel de poziție. Pe de altă parte, depinde și de managementul intern a fiecărui partid. Într-adevăr, Partidul AUR, ca partid parlamentar, are subvenții de la stat. În cazul nostru nu avem subvenții de la stat. Ne axăm, efectiv, ne bazăm strict pe contribuțiile care vin de la membrii. Eu am avut o discuție cu toți candidații noștri care sunt pe locuri eligibile, adică locul 1 la Senat și locul 1 și 2 la Camera Deputaților, în funcție de cât e de mare județul și aici, și le-am spus că cumva înțelegerea pe care o avem cu toții este ca în campanie electorală să contribuie la propria campanie cu cât îi permis de lege, ca să putem totuși să ne facem mesajul auzit și ulterior să restituie acești bani de la AIEP dacă treci de pragul de 3%, ceea ce nu va fi o problemă în cazul nostru. Însă
totuși să constrângi oamenii la astfel de sume. Am auzit sume și de 100 ceva de mii de euro, adică te cutremur când auzi asemenea sume și totuși stai și te gândești, realistic vorbind, de unde își vor returna oamenii ăia banii care donează atâția bani. Că ok, ajungi deputat, dar vă spun, indemnizația de deputat nu e mare. Adică nu e o chestie că cineva îți dă un sac de bani și după aia, nu e așa. Păi de unde o să dea oamenii ăia banii aia înapoi? De la cine s-au împrumutat sau ce știu eu, de unde au avut banii aia? Adică sunt niște lucruri care... Nu e deloc etic, în primul rând. Exact. Dincolo de asta, vă spun, am întâlnit și eu candidați, alții sunt oameni de afaceri care au spus, domnule, n-am o problemă să-mi acopăr costurile de campanie integral, cât e permis de lege. Altul a spus, domnule, nu am cum să fac atât, costă mult, n-am atâta, dar uite, pot să fac ABCD, de exemplu, și suplinesc cu tare. Adică trebuie să dai șansa, că nu poți să ai numai oameni care își permit. Ideal așa ar fi, să ai numai, mă rog, oameni care își permit să acopere toate cheltuielile astea. Nu ai, și atunci dai șansa și unuia, sau ce am făcut pe unele județe, i-am combinat, să spun. La Senat era o persoană care era foarte bună pe teren, la cameră era cineva care putea acoperi cheltuielile de campanie. Adică încerci să găsești cea mai bună soluție, totuși în limitele legii, care să le dea șansa celor din județul respectiv să scoată un scor cât de bun și astfel să accedem în Parlament. Pentru că, repet, e fundamental, mai ales în contextul actual, totuși să existe un partid conservator, național, suveranist în Parlamentul României care să țină totuși linia aceasta națională, fără excese, fără scandal, fără, mă rog, alte genuri de comportamente care nu fac cinste unui parlament, dar totuși să lupte pentru aceste idealuri și asta dorim să facem cu PNCR-ul. Bun, aștept și întrebările celor care ne urmăresc pentru domnul Cristian Terheș și vreau să vă mai întreb cum o să faceți, domnule Terheș, pentru că iată, vorbim de statul subteran, de statul paralel, care până la de păpușarii care organizează, da, blaturi din astea mai rele ca în fotbal, între partidele politice, între PSD și AUR. Vorbim de faptul că România este o țară în care STS-ul este implicat în alegeri, vin rezultatele pe tabletă, sunt prezentate STS-ului, STS-ul le centralizează, după care le prezintă oamenilor, televiziunilor, jurnaliștilor și așa mai departe. Cum o să faceți să depășiți sistemul ăsta și cum credeți că nu o să vă pună piedici acest sistem? Că e clar că statul paralel nu vă vrea nici la putere, nici în Parlament. Acum piedici deja, să știți că ni se pun, văd din sondaje. De exemplu, am văzut sondaj unde au arătat candidații la prezidențiale și deși e deja de notorietate că sunt candidatul PNCR la prezidențiale, lângă numele meu era trecut independent. Păi eu nu sunt independent, candidat independent, ci candidez în numele unui partid. În cazul alegerilor parlamentare, am fost dați astăzi cu 2,3%, cu trend ascendent. Nu avem 2,3%, avem cu mult mai mult de atât. Dar numai că nu mai pot ignora în momentul de față datele și, mă rog, ne dau cu cât să nu arate nici ei penibil. Un sondaj care are rata de eroare 3,6 plus minus. Ce vreau să scot în evidență este următorul lucru. Sunt irelevante în momentul de față sondajele pe care le vedeți vehiculate în spațiul public. Sondajul adevărat va fi cel de pe 1 decembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare și se va putea număra votul fiecărui român. Pentru cineva care crede cu adevărat în aceste idealuri naționale și așteaptă, dorește să aibă în Parlamentul României totuși un partid profesionist, cu parlamentari profesioniști care știu să facă și opoziție, dacă e cazul, pot să fie și la putere pentru a conduce această țară, singura opțiune în momentul de față pe partea aceasta suveranistă este Partidul Național Conservator Român. Am fost și eu surprins de instrumentele, să spun, care se folosesc pentru a ne presa și pe noi să facem anumite lucruri. Presa mainstream, de exemplu, nu ne mai preia. Am remarcat lucrul acesta. Păi dacă nu aveți bani să plătiți, cum? Totul e pe bani. Da. Deci totul e pe bani. Asta o văd acum. Știți? Jurnaliști pe care i-am apărat atunci când au fost abuzați, de exemplu. Îmi scriu acum ce te-aș prelua, dar nu o mai lasă șeful, costă atât.
ce să faci? Dacă mă duc la candidat și le spun, știți, mai aveți încă de dat, nu știu cât, mă rog, că încă n-au dat, că n-a început campania, dar vă spun numai, mi-e și groază. Pentru că ai oameni care, vă dați seama, lucrează 8 ore și după masă merg să facă campanie. Am avut, de exemplu, colegi care au venit din Suceava cu trenul, cu dosarele de candidatură, nu erau bine făcute, i-am trimis înapoi să-și refacă dosarele, le-au refăcut și au venit a doua zi iarăși cu trenul la București. Am mai stat noi vreo 12 ore să le punem dosarele în ordine, 12 ore de așteptare pentru ei, că era coadă la partid, vă dați seama că toți au trebuit să vină să le verificăm dosarele, să le semnez ce aveau de semnat. Și au plecat înapoi cu trenul și dimineața au ajuns la Bej, Suceava, să depună dosarele la Bej și li s-au primit dosarele fără nicio problemă. Oricând vezi oameni dedicați în felul acesta pentru o cauză, oameni ca ei sunt sute de mii în România, milioane poate. Oamenii aceștia pot să facă o diferență și sunt diferența pentru ceea ce înseamnă politică românească. Păcat, e păcat de oamenii aceștia care au crezut și în aur și sunt și în aur oameni minunați, cum am și spus. Păcat că pentru chestiuni efectiv, meschine, efortul și idealurile acestor oameni au fost trădate, dar ducem noi mai departe acest ideal, să spun, și luptă națională prin tot ceea ce facem acum. Dacă duceți mai departe acest ideal, da, din al ultimilor ani, vreau să vă întreb dacă ați avut discuții, ați vrut să-i cooptați și pe cei care, iată, au plecat din aur, dar au fost vârf de lance în pandemie, cum este activistul Aurelian Popa, cum este, de exemplu, Dan Chiti, care, mă rog, n-a fost în aur, dar a luptat și el pe baricade, cum este avocata Marina Alexandru. Și așa mai departe, sunt foarte multe figuri publice care nu au dorit neapărat să bată palma cu cei de la aur, dar sunt figuri cu notorietate. Să știți că, mă rog, ca o chestiune de principiu, fiind totuși într-o alianță cu cei de la aur, era greu să mă duc acum să-i spun, doamne, vină la noi că ăia alții sunt răi și nu știu ce, am evitat lucrul ăsta. Dar dacă ei veneau, ușa noastră nu a rămas deschisă. Și am avut persoane care au venit din aur, am stat de vorbă cu ei, unii sunt și pe listele noastre, alții din păcate au venit prea târziu, că nu erau închise listele și nu mai aveau ce să facă. Păcat că o persoană, de exemplu, cum a fost și Aurelian Popa, care a făcut enorm în perioada pandemiei și ați văzut, a condus prin acțiunile sale la anularea unor hotărâri de guvern și ordonanțe militare și ce alte nebunii au mai fost în perioada pandemiei, nu se vor regăsi în următorul parlament. La fel cu doamna avocat de care ați menționat, Marina, și mai sunt și alții. Da. Vom dori și doresc, sper să apuc în următoarele zile să-i contactez eu de data aceasta pe toți acești români puternici și luptători, să găsim o formulă, să ne unim forțele, pentru că nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt. E important să avem în următorul parlament cât mai mulți reprezentanți ai Partidului Național Conservator Român pentru a putea face totuși o poziție constructivă. Pentru că dacă în momentul de față AUR sau conducerea AUR a vândut interesul românilor suveraniști PSD-ului, eu nici nu vreau să mă gândesc ce va fi din decembrie încolo dacă nu am fi în parlament. Va fi, da. Cine va mai face opoziție, pentru că PNL-ul în mod clar va face guvern în condițiile respective cu PSD-ul și cine îți mai rămâne în opoziție? Că AUR îi pămână cu PSD-ul, USR-ul îi pămână cu PNL-ul și nu o să mai avem opoziție. Nu o să mai ai cine să se lupte totuși pentru români. Uitați-vă și așa, în contextul actual, câte nenorociri s-au făcut. Da, să nu mai ai opoziție deloc. Ori aici va fi fundamental pentru toți românii să înțeleagă miza acestor alegeri și fără a exagera, spun că e imperativ să ajungă Partidul Național Conservator în Parlament, tocmai pentru a da șansa cât mai multor români de bine, patrioți autentici, să lupte pentru interesul național din Parlamentul României. Dumitru Beuca zice așa, am fost alături de dumneavoastră din ziua în care ați intrat în Parlamentul European, fără vaccin și fără certificat, luptând pentru libertățile noastre. Am participat la numeroase meeting-uri împotriva restricțiilor și voi continua să fiu alături de dumneavoastră, pentru că susțin curajul și determinarea de a apăra drepturile noastre fundamentale. Împreună putem face o schimbare reală. Vă mulțumesc pentru efortul neîncetat și pentru vocea pe care o aveți pentru toți cei care cred în libertate.
frumos. Îi mulțumesc lui Dumitru Beuca. Dacă țineți minte, intrarea în Parlament a fost a treia intrare în Parlament atunci când a mers cu Steagu. A venit el atunci, eu nu l-am chemat, a văzut pe internet că voi intra a doua zi la o anumită oră în Parlament și a venit cu Steagul României. A fost o mână, au fost ei o mână de români care au venit să fie alături de mine și a contat enorm. Vedeți? Da. Nimeni nu l-a pus pe Dumitru Beuca să vină de unde era atunci în pandemie, în Bruxelles, să vină la intrarea în Parlament. Dar a venit. A venit, bravo lui. Din minte odată era cu piciorul rupt și ne-am întâlnit la un protest. Că se accidentase la locul de muncă. Adică când vezi genul acesta de oameni, patrioți, ăștia sunt patrioți, oameni care pentru ei țara e mai importantă decât orice. Și repet, dacă conducerea AUR ar fi avut înțelepciunea pe care eu am sperat că o are, sau o au, astăzi aveam o alianță de partide național-suveraniste, conservatoare, creștin-democrate, care depășea 30%. George Simion, dacă e cazul, putea să fie candidatul acestei alianțe, n-aveam o problemă cu asta, și putea să fie următorul președinte, pentru că ar fi intrat în turul 2 cu 30%. Era prima alianță, să spun, câștigătoare a acestor alegeri. Dar a preferat să vândă interesul acestor români, idealurile acestor români, pentru ce? Ca să ajungă în turul 2 cu Ciolacu și după aia tot să se întoarcă contra lui și să-l ajute pe Ciolacu să ajungă președinte? Care a fost costul? Costul acestei vânzări? Asta e întrebarea pe care ar trebui să-și o pună toți. Vă spun, nu vă ascund faptul că aseară după ce l-am auzit pe Gigi Becali, a fost... Repet, am auzit teoria cu înțelegerea ocultă dintre Ciolacu și Simion, dar greu mi-a fost să cred, sincer vă spun. Zi, mă, totuși nu se poate. Totuși noi am ieșit la proteste împreună, am făcut o grămadă de lucruri care, mă rog, am oprit implementarea certificatului verde în România, aduceți-vă aminte, da, în perioada pandemiei. Și să afli acum că există acest deal, dar remarcați că nici Ciolacu nu îl neagă, Hrebenciuc nu neagă, nimeni nu neagă dealul ăsta. Toată lumea știe despre el, pare să. Sigur. Domnule Terheș, e adevărat că ați venit în politica românească cu susținerea ambasadei SUA? Sunteți omul CIA prin neoprotestanții americani ai lui Trump? Rugăciunea de dimineață? Aveți legături cu Gitenstein? Hai să le luăm pe rând. Nu am avut treabă cu ambasada americană, nici m-am mai întâlnit cu ambasada americană de prin 2016, când era chestiunea cu justiția și m-am dus atunci peste ambasadorul Hans Klemm. I-am spus ce am avut de spus în ambasadă și de atunci eu nu am mai avut discuție cu cei de la ambasada SUA din București, pentru că oamenii sunt efectiv obtuzi cu privire la ce se întâmplă în România. Asta nu înseamnă că n-am discuții și întâlniri cu alții de deasupra lor de la Washington. Ce se mai spune acolo? În întrebarea respectivă. Sunteți omul CIA? Nu sunt omul nimănui, sunt liber de orice relație sau influență a vreunui serviciu secret românesc sau străin. De principiu am fost, sunt și voi fi mereu un om liber, nu am treabă cu niciun serviciu, nici românii străini. De ce religie sunteți, mă întreabă altcineva? Greco-catolic. Da. E foarte frumos. Sunteți un susținător al mișcării sioniste? Sunt un susținător al statului Israel. Nu știu ce mișcare sionistă la ce se referă. Am susținut statul Israel, existența statului Israel. Sigur. Și evreii au drept la propriul stat. Am fost în Israel chiar cu o lună înainte de atacul de anul trecut din 7 octombrie, când a atacat Hamasul în zona fâșiei Gaza. Am văzut ce se întâmplă acolo pe teren, am vorbit și cu arabi, am vorbit și cu evrei. Ce conflictul ăsta din fâșia Gaza? Există interese și nu sunt izraeliene care doresc să mențină acel conflict în zona respectivă. Pentru că altfel, dacă mergeți mai ales în zona Cisjordaniei sau West Bankului, cum se numește în engleză, o să găsiți zone unde arabii trăiesc în bună conviețuire cu evrei, n-au treabă nici unii cu ceilalți, lucrează împreună. Am găsit firme, de exemplu, companii unde lucrează și arabi și evrei. Am și spus că m-am întâlnit și cu trei miniștri când a fost atunci
doi dintre ei aveau origini românești, nimeni din România nu i-a contactat vreodată. Era, am fost primul român care a vorbit cu ei. Le-am și spus, zic, soluția pentru rezolvarea conflictului izraeliano-palestinian este să faceți business împreună. Este exact modelul de la care a pornit proiectul european, pentru că în momentul în care ai pace, produci și prosperitate. Și da, am dar despre faptul că, iată, în Gaza mor copii, mor femei, mor oameni nevinovați, sunt uciși acolo, n-au cum să se apere, n-au unde să fugă. E adevărat. Acum știți ce se întâmplă. Când dai drumul la un pietroc de pe munte, ia totul la vale. Eu am fost în școlile Umbra din zona respectivă, unde copiii arabi sunt îndoctrinați de mici copii să urască evrei și să omoare evrei. Sunt educați cum să le tai jugulara, unde să-i înjunghie, cum să folosească pușcă. Adică e un cumul de factori acolo. Vă spun, soluția nu e simplă, dar nu e nici imposibilă. În primul rând ai nevoie să elimini, cum am și arătat în Parlamentul European, uite că veni vorba, niște cărți de literatură unde erau educați copiii din fragedă pruncie, că modelul lor trebuie să fie de mă rog, să omoare evrei, de exemplu. O teroristă, Dalal Mughrabi, țin minte acum, care a omorât vreo 100 de evrei prin 78 în două autobuze. Aia e folosită ca model pentru lupta de eliberare a Palestinei. Nu asta e soluția. Soluția e să omori pe celălalt. Soluția este să găsești mijloace pașnice să faci lucrul acesta. Acum vă dați seama că în contextul respectiv, unde de zeci de ani de zile, de sute de ani de zile e un conflict continuu, trage unul, răspunde celălalt. Eu vă spun că am fost în mașină blindată acolo. A fost, uite că acum mi-aduc aminte în timp ce vorbesc, păi era cred că 30 august 2023, am fost să ne rugăm la mormântul lui Iosif, ăla Iosif patriarhul, Avram, Isaac și Iacob, care a avut un fiu pe Iosif, la Nablus. Păi a explodat o bombă la, cât să fi fost, 100 de metri de noi, cred că, de cel puțin de locul unde eram eu. Deci eu am văzut ce înseamnă, la fața locului, ce înseamnă să trăiești tot timpul într-un mediu din ala. Încă și râdeam cu cineva și zic, băi, eu cât armament am văzut aici la civil, în zona aia Cisjordanie, eu n-am văzut nici în Texas, unde toată lumea are pistol și pușcă la el și vreo 10 puști acasă. Adică, vă dați seama, e extrem de complicată situația, soluția nu e simplă, dar nu e imposibilă. Și cum am spus și în Parlamentul European, totul pornește de la educație. Dacă generație după generație ai copii în Israel, nu în Israel, în aceste teritorii care sunt disputate în momentul de față, cum e Gaza, cum e Cisjordania, unde generație după generație de copii arabi sunt educați să urască evrei și să omoare evrei, nu o să ai niciodată pace acolo. De aici trebuie luptat. Puși oamenii aia la masă să discute unii cu alții, să găsească formule de conlucrare, de coabitare și există, am găsit locuri unde lucrul acesta se poate face. Bun, acolo nu stau la masă, dar nu stau la masă nici aici, lângă granița cu România. Iată, se pare că intrăm, dacă n-am și intrat deja, în al treilea război mondial. Se mai așteaptă alegerile de la americani, ca să știm după aceea ce și cum, dacă se va declanșa de adevăratele acest conflict militar. Ce părere aveți despre războiul din Ucraina, domnule Terheș? Acum, Ucraina își apără suveranitatea și integritatea teritorială, așa cum a fost garantată ea de către tratatele internaționale pe care și Ucraina le-a semnat. Vă aduc aminte că la dezmembrarea Uniunii Sovietice, după 1991-92, Ucraina devenise a doua cea mai mare putere nucleară din lume. Avea mai multe bombe atomice chiar decât Rusia. În 1994 s-a semnat așa numitul memorandum de la Budapesta, în baza căruia Ucraina a renunțat la toate bombele atomice pe care le-a avut și le-a dat Rusiei, la schimb, pentru garanții din partea Rusiei de recunoașterea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei în limitele granițelor care erau în 1994, adică cu estul Ucrainei, ocupat astăzi de ruși, și cu Crimeea, anexată astăzi de ruși. Or să vii în 2014 să anexezi o parte din Ucraina, să vii după aia în 2022 să începi un război de agresiune împotriva Ucrainei, Ucraina fiind înainte o putere nucleară, ok, trec peste Ucraina, eu stau și mă gândesc la România, că și noi avem problemele astea. Ungaria și astăzi își dorește să ia Transilvania. Ce am face noi, de exemplu, dacă ungurii ar face o mutare și ar rupe o parte din România? Adică dacă trăim totuși în această lume, să spun,
de după al doilea război mondial, bazată pe o serie de reguli, de tratate, de convenții ale Națiunilor Unite, să vii să răstorni aceste reguli sau să le schimbi. Că de-aia se tot vorbește despre o nouă ordine mondială. Ce înseamnă noua ordine mondială? Că dacă vorbești de noua ordine mondială, trebuie să definești vechea ordine mondială. Și care e vechea? Aia de după al doilea război mondial, unde ți s-au recunoscut granițele, unde ți s-au recunoscut suveranitatea națională. Ori ăștia ce vor să creeze acum cu așa numita noua ordine mondială, e tocmai spargerea granițelor, distrugerea statelor națiune și transformarea. Vă dați seama ce conflicte va naște chestia asta. Aici e și motivul. Îmi dau seama și să știți că sunt din ce în ce mai mulți cei care se tem de al treilea război mondial real. Nu, temerea, să știți că temerea e fondată. Păi da, vă dați seama. Nu? Păi da, dacă deschizi, eu asta am și spus și în Parlamentul European, domnule, ok, ne-am bătut ani de zile, sute de ani, s-a mutat granița de colo-colo, dar acum cel puțin de bine de rău suntem în Uniunea Europeană, avem drept de liberă circulație, poți să te duci de colo-colo fără să mai trebuiască viză cum era înainte. Dom'le, dacă deschidem subiectul granițelor din nou și care, cine, ce bucată de pământ are în ce țară? Păi nu există țară în Europa care n-a avut granițele mutate în ultima sută de ani. Vă dați seama ce să isc aici? Deci eu îi înțeleg perfect pe cei care se tem și pe bună dreptate. Dar care om normal la cap ar vrea război? Dar vin și spun că suntem în această situație, că pe de o parte Rusia are aceste ambiții imperialiste de a-și extinde teritoriile și o are nu de azi de ieri, a avut-o mereu. Și pe de altă parte îi ai pe cei care îți vin să facem o nouă ordine mondială. Bine, bine, dar ok, dacă asta de acum nu-i bună, hai să zicem că nu-i bună, ce puneți voi în loc? Că până în prezent nu pun nimic. Sau ce pun ei în loc înseamnă destructurarea statelor, națiunii așa cum le știm noi astăzi. Acum n-a fi lumea asta de astăzi perfectă. Că nu e. Dar eu mă speriu de ce vor să facă ăștia pe mai departe. Remarcați ce s-a întâmplat în perioada pandemiei. Când nu puteai călători fără certificat verde, nu puteai merge la serviciu, nu puteai intra în restaurant, nu puteai face nimic nicăieri fără să ai certificat verde. Ori asta e noua ordine mondială. Asta, nu știu, spre asta vor să ne conducă. Eu mă opun așa ceva. Aici e problema. Iată, ce demersuri oficiale ați întreprins pentru reinstaurarea păcii în Ucraina? Ca om politic și mai ales ca preot, aceasta ar trebui să fie principala preocupare. E cel mai simplu demers pe care poți să-l întreprinzi, să soliciți retragerea Rusiei din Ucraina. Da. Bun, vreau să vorbim, să lăsăm politica externă. Vreau să vorbim despre România. Zice cineva, domnule, Putin ne-a salvat de pandemie până la urmă. Mă rog, era o glumă pe vremea respectivă că dacă nu era cu război. Nu, că n-a fost. Vedeți, uitați-vă, și Putin s-a folosit de pandemie, de exemplu, pentru a-i vaccina în gros pe ruși. Deci nu, să nu cădeți în această plasă să aveți impresia că unii sunt mai buni decât ceilalți. Nu sunt mai buni unii ca alții. Toți au interesul. Asta e o dorință de putere demonică, de a controla cât mai tare populația. În loc să ne batem la nivel european, eu i-am spus lui von der Leyen în față lucrul ăsta. Și se vede astăzi în Moldova, la referendum. Deci noi astăzi, în loc să fim exportatorii libertății, noi ca Uniune Europeană, exportatorii drepturilor și libertăților fundamentale, a respectului pentru normalitate, că de-aia te numești conservator, că ești aper normalitatea, că astăzi tot ce înseamnă așa numit progres e anormalitate. Nu-i progres, e regres în fapt. Revenind la ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, nu mai avem toate aceste idealuri promovate, motiv pentru care lumea le respinge. Deci la câți bani s-au băgat în Republica Moldova să nu ai în Republica Moldova jumătate dintre oameni care să susțină integrarea Republicii Moldova în UE, eșecul nu este, mă rog, și cetățenii, acum înțeleg și ideea de acolo ce înțeleg, dar principalul eșec, să știți, este al birocrației nealese de la Bruxelles, care a continuat-o cu LGBT. Eu le-am spus cu două săptămâni, m-am dus la Bruxelles pentru a negocia la Strasburg, pentru a negocia pe o rezoluție pe Moldova.
Păi exact asta le-am spus. Dacă voi tot continuați cu LGBT și cu din alea, zic, oamenii o să respingă povestea asta. Nu se poate să reduce Uniunea Europeană numai la LGBT și la ideologia de gen. Că dacă voi în Olanda vă place să vă considerați coropișnițe și umblați în patru labe că vă considerați câini și pisici, mai e problema voastră. Dar asta nu poate fi un subiect de politică externă pentru promovarea Uniunii Europene în lume. Voi faceți-vă ce vreți să faceți în Olanda, e treaba voastră. Dar nu faceți din asta, repet, o temă de politică externă, mai ales pe Moldova. Și s-a văzut la rezultatul de la referendum. Da, s-a văzut la rezultatul de la referendum. Domnule Terheș, ce plan aveți pentru România? Aveți proiect de țară? Că văd că toți candidații vin cu asemenea proiecte. Bine, nu le citește, că nu că le-ar citi cineva, dar trebuie să fie scris acolo, pe hârtie, ce doriți să faceți și care sunt primele măsuri, care ar fi planul dumneavoastră pentru scoaterea României din această criză, din acest colaps în care am intrat, iată, în ultimii ani, deși suntem cea mai bogată țară a Europei. Paradoxal. Am trei obiective ca viitor președinte al României. O Românie puternică, o Românie sigură și o Românie prosperă. O Românie puternică, care înseamnă în primul rând ca funcția de președinte să fie ocupată de un om puternic. Nu ai cum să ai un președinte puternic și un mandat de președinte care știe să-și exercite puterea dată de atribuțiile funcției respective dacă el ca persoană nu-i puternic. Am dovedit ca europarlamentar că lupt fără frică pentru idealurile în care cred și pentru interesul națiunii române. Când, exact cum a spus și Dumitru Beuca, când toți au stat în genunchi, când toți au tăcut, eu am vorbit. Și am vorbit fără frică, fără menajamente și fără jumătăți de măsură. Când vine vorba de exercitarea puterii președintelui, un președinte care își înțelege puterea, își exercită puterea în raport cu cei din afară, adică pledează, militează, se luptă, negociază, arată un om puternic față de cei din afară, dar când vine vorba de proprii cetățeni, se apleacă la nevoile lor. N-am văzut lucrul acesta nici la Băsescu, nici la Iohannis. Poate nu atât Băsescu, dar Iohannis a fost un simplu supus în fața celor din afară și disprețuitor la adresa românilor. În 10 ani aproape de mandat, președintele Iohannis nu a oferit nicio grațiere. Ori dacă dumneavoastră îmi spuneți mie că din câte persoane sunt în închisorile din România, nici una n-a meritat o iertare de pedeapsă pentru vari motive, nu știu, umanitare sau sociale, vă spune multe despre caracterul președintelui Iohannis. Puterea pe care o ai și puterea care ți-e dată de această funcție trebuie să o folosești în folosul și în favoarea propriei tale națiuni. O Românie sigură. De ce sigură? Sigură de la granițe până la ultima uliță și stradă din România. Asta înseamnă, în primul rând, întărirea armatei românești. Asta înseamnă o armată bine pregătită, bine plătită și bine echipată. Sunteți de acord cu armata obligatorie? Nu sunt de acord cu armata obligatorie, dar sunt deschis la a discuta despre soluții pentru pregătire militară. Și vă explic de ce. Există o obligație în Constituție astăzi că toți suntem obligați să apărăm România și să respectăm Constituția și cu tare. Dacă, Doamne fer, se întâmplă un război, ne ia pe toți la armă. Problema este că de când armata nu mai este obligatorie, nu mai știe mai nimeni să tragă cu arma. Eu am mai tras cu arma în SUA, mă rog, acolo e cu portul de arme. Dar pentru majoritatea de aici nu prea știu cum să fac. Nu sunt adeptul obligativității stagiului militar, dar să existe o pregătire militară de o lună, două, cred că ar fi utilă pentru toți cetățenii României. În primul rând ca și cultură generală și pentru, mă rog, în viață, să spun. Polonia face lucrul acesta, dacă vă uitați. Pentru că la o adică, noi de 29, de 20 de ani se tot spune despre NATO și cât de asigurați suntem noi de NATO, dar vă spun un lucru, nu te asigură nimeni. Dar cine e NATO? Păi NATO e România și România. Are cineva impresia că vine altcineva să lupte pentru România din NATO? De dacă nu luptăm noi primii pentru țara noastră, nu va veni nimeni din afară să lupte pentru noi. De aia e important să ai o armată puternică, bine echipată și bine plătită. Salariile
celor din armată, a militarilor care sunt cu contract în armată, sunt mizerabile. Am întâlnit șoferi de taxi, inclusiv la Alba, țin minte, m-am dus cu cineva și din vorbă în vorbă mă recunoscu, se spune că este militar și zic, domnule, dar ce faci aici ca șofer? Ești pensionat, ești în retragere, cum îi zice? În... Nu, domnule, sunt militar, eu sunt activ. Păi și ce faci ca șofer? Zice, nu mi-ajunge solda asta pe care o primesc. Domnule, zic că e inadmisibil. Și noi ne așteptăm, Doamne, fer în cazul în care se întâmplă o nenorocire și suntem atacați, aia să fie primii care sar, să ne apere, nu? Deci ai nevoie, asta e o importanță, să există această discuție la nivel de oameni politici. Se vorbește despre miliarde de euro care sunt date în înarmarea armatei române. Dar sunt bani care sunt date pe fel și fel de armamente care n-au offset în România. Cumpărăm și șuruburi, și cuie, și tapiterie de la alții. Toate laprele, domnul Terheș. Auziți, aia e partea a doua. Eu vin și spun următorul lucru. Polonia. Spune, da, domnule, îți iau 10 avioane, dar avioanele alea au mentenanță în Polonia. Îți iau nu știu câte tancuri, nicio problemă, dar turela de la tank se face la noi, șenilele se fac la noi, mentenanța la tancuri se face la noi. Vine firma americană și spune, păi nu, 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 că noi o facem, voi o faceți, nicio problemă. Îți deschizi punct de lucru în Polonia, angajezi polonezi și tu faci mentenanța, dar o faci în România cu angajați polonezi. Asta înseamnă să știi negocia. Dacă oamenii aceștia ca Ciolacu, ca Ciucă, ca Iohannis nu știu negocia, nicio problemă, să învețe de la alții. Dar nici măcar nu știu să învețe. Ați văzut discuția care a fost acum pe un post de televiziune unde a fost întrebat Ciolacu, i s-a cerut să se prezinte în engleză. Oameni buni, n-a știut să spună nici măcar I am Marcel Ciolacu. Atât trebuia să spun. Care e prima frază care te învață la clasa de la cursul de engleză din clasa 5-a sau cel puțin când am din făcut eu. Din clasa 1 de la grădiniță. Mă rog, acum mai de la grădiniță. Dacă premierul României, ca să înțelegeți, n-a putut zice I am Marcel Ciolacu, cum va putea omul acesta să negocieze vreodată ceva pentru România când el nu poate vorbi fără tălmaci? Vorbeam despre siguranță pe străzile din România și asta înseamnă inclusiv în școli. Se plâng părinții astăzi, sunt înnebuniți de faptul că le merg copiii la școală și le vin drogați acasă. Da. Și nimeni nu face nimic. Nimeni nu face nimic, deși ai autorități peste autorități care au puterea legală să oprească acest nenorocit de flagel. Vorbim după aia despre traficul de ființe umane. Nu prea se mai vorbește acum de când a fost cazul acela de la Caracal, dacă țineți minte. Dar există și astăzi tineri care sunt răpiți, tinere care sunt răpite și nimeni nu mai știe nimic despre ele. Ori e inadmisibil pentru mine ca român și ca președinte, că acum mă gândesc și din perspectiva de președinte, să știu că cetățeni români și tineri români sunt răpiți din România și nu le mai știe nimeni de urmă. Nu se poate așa ceva. Ba, iată că se poate. Bun, am citit într-un interviu că sunteți sigur că veți ajunge în turul 2. Ce vă face să spuneți asta? Credința că odată ce românii vor înțelege miza acestor alegeri, se vor uita cu atenție la candidat, sunt de departe cel mai bine pregătit candidat pentru a conduce România. Și uitați-vă la ce am făcut în 5 ani. Sondajele îl arată pe domnul Ciucă favorit în turul 2, nici de cum pe George Simion. V-am explicat că sondajele acestea au valoare zero, important este ce cred românii. Și eu doar atât intre pe români. Vor un om hotărât în fruntea țării care a arătat că are curajul, puterea, determinarea și priceperea să reprezinte interesul României sau alții care, mă rog, nici nu știu măcar cum îi cheamă. Alegerea e al românilor. Eu, din partea mea, dau totul în această luptă. E alegerea românilor, în fond și la urma urmei, cine vor să-i conducă mai departe. Da, în plus mai sunteți și restricționat, banat la toate televiziunile mainstream, ceea ce, într-adevăr, e un dezavantaj pentru un candidat, dar norocul e că v-ați făcut imaginea din timp, din pandemie. O să mai vină o pandemie, domnule Terheș. Ce se vorbește la Bruxelles? Din ce se aude așa pe culoarele Parlamentului European, pare să că s-ar pregăti o nouă pandemie. Dar se vorbește în prezent despre introducerea certificatului digital, European Digital
ID, care va avea și o subcomponentă a certificatului de vaccinare digital. Acolo o să ți se spună, o să ți se introducă toate vaccinurile. Tehnologia este deja creată cu ceea ce s-a întâmplat în pandemie și va fi foarte ușor de acolo încolo să-ți condiționeze o serie de drepturi și libertăți de un vaccin sau o injecție sau altă. De aia e important să luptăm pentru drepturi și libertăți și uitați-vă că vorbim despre lucrurile acestea. Toate legile, care se, toate directivele acestea și reglementările europene care ajung la noi în Parlament, anterior de a ajunge la noi, trec prin parlamentele naționale ale statelor Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, toate aceste legi nenorocite trec sau ajung și în Parlamentul României să fie votate. Că se votează proiectul și e rolul Parlamentului Național să spună dacă respectivul proiect de lege european încalcă sau nu suveranitatea națională. Eu vă întreb acum, ați auzit vreun partid politic, că e AUR, că e PSD, că cine o fi, care să vorbească public de lucrurile acestea și să spună, uite, a venit astăzi un proiect de lege care știu ce vor să facă ei pe la Bruxelles și noi ne împotrivim? Niciodată, nu. Păi ați văzut? Ori, e imperativ din acest motiv să ai în Parlamentul României oameni care știu cum să folosească pârghiile democratice să apere interesul național. Că degeaba strigi, degeaba urli și spui, ăia sunt niște nenorociți. Da, sunt toți birocrații de la Bruxelles niște nenorociți. Dar dacă tu nu te folosești de mijloacele de apărare pe care tu le ai, ăia se scuză foarte simplu și spun, păi domnule, dar noi v-am trimis, zice, proiectul de lege în Parlamentul României. Băi, dacă voi nu l-ați votat împotrivă și n-ați avut niciun comentariu, noi l-am luat de bună. Mai poți să spui ceva? Că nu mai poți. Păi vedeți? De-aia e importantă opoziția. De-aia e important să ai oameni profesioniști în Parlament. Iar oamenii aceștia profesioniști, când ne întoarcem înapoi la selecția candidaților, într-adevăr, nu poți să faci politică fără bani. Dar nu poți să iei pielea de pe om. Am candidați pe listele Partidului Național Conservator Român care nu sunt latifundiari, să spun. Dar sunt oameni specialiști în drept. Sunt oameni specialiști în economie. Sunt oameni buni la diverse lucruri care ar aduce plus valoare în Parlament prin experiența pe care o au. De aia e important să fii deschis la orice sugestie și la orice propunere bună din partea altă. Că nu se poate reduce totul la bani. Doi, ce întrebări aveți pentru Marcel Ciolacu? Vreau să spuneți o întrebare sau două. Dacă ajungeți în turul 2, ce întrebare aveți pentru Marcel Ciolacu? Păi să vedem cu cine intru în turul 2. Pentru Marcel Ciolacu. Să vedem. Că la ce scandal a iscat acum, poate nu intră în turul 2. Intră domnul Terheș, că l-ajută licuricii, securicii. Statul numai dacă nu l-ajută AUR-ul eventual să intre în turul 2. Că el să-l ajute AUR, pe AUR, da. Care se că are o problemă. Da. Hai să vedem cine intră în turul 2 și nu are rost să-l întreb acum, îl întreb atunci direct la dezbatere. Că veni vorba, poate n-ar fi rău să faceți o dezbatere cu toți candidații. Că eu facem dezbatere, dacă credeți că vin candidații la dumneavoastră propuneți dezbaterea și organizați-o, că eu vin. Noi propunem, câinii latră, caravana trece. Nu e așa, haideți că astăzi nu mai suntem în 2019 unde un post de televiziune controla toată informația din România. Mai avem internet, mai avem fel și fel de site-uri redutabile de jurnalism, cum e și cetățeanul.net, organizați o dezbatere și eu vin fără probleme să dezbat cu orice alt contracandidat teme de interes comun pentru societatea românească. Iată, îi provoc pe toți candidații în frunte cu Marcel Ciolacu să vină la aceste dezbateri. Le putem organiza și fizic dacă e musai, nu avem nicio problemă nici cu aceasta. Și viața-mi curioasă dacă o să accepte domnul George Simion, de exemplu, să vină la o dezbatere cu dumneavoastră. Chiar sunt curioasă. Eu îmi dau acceptul a priori. A priori. Da. Ce ar mai fi de spus că ne apropiem de final, domnule Tete? Ce ar mai fi de spus pentru fiecare român e să înțeleagă că în votul său depinde soarta țării din 1 decembrie 2024 încolo. Din păcate, singura alternativă suveranistă, național-conservatoare, creștin-democrată rămasă la aceste alegeri parlamentare este Partidul Național Conservator Român, pe scurt PNCR. Avem candidați în absolut toate
circumscripțiile electorale din România și din diaspora și sunt convins că, având în spate sprijinul tuturor românilor de bine, vom accede în Parlament și vom face exact opoziția de care România are nevoie, o opoziție constructivă. Vom critica ceea ce e de criticat și vom susține eventual dacă sunt chestiuni bune pentru țară, fără nicio problemă. În niciun caz însă nu vom trăda interesul național și mișcarea suveranistă, exact cum vedem că s-a întâmplat în cazul de față. Din păcate, da, este o dezamăgire pentru foarte mulți români, cei care au dezamăgire crezut, e puțin spus, dar hai să o numim dezamăgire. Pentru cei care au crezut în mișcarea suveranistă, dar mai avem mișcarea continuă. Oamenii au trădat, exact. Mișcarea continuă. Că o continuăm, da, noi pe mai departe. Mult succes vă doresc, domnule Tehrici, să continuați mișcarea suveranistă, așa cum ați făcut-o și în pandemie. Și nu uitați, dragii mei, distribuiți emisiunea. Se vede, domnul Tehrici, și în diaspora emisiunea noastră, pentru că oamenii lucrează manual, românii noștri harnici, și ascultă la căști emisiunea. Și încă o dată îi provoc pe candidați, în frunte cu Marcel Ciolacu, să accepte aici la cetățeanul.net o dezbatere despre alegerile din România și despre soarta țării. Mulțumesc, seară bună tuturor, la revedere. Mulțumesc și eu, seară bună. Domnule Terheș. Mulțumesc.